explic ce mi s-a întâmplat. E nasol pentru ziua. Iar își bagă cuțitul în pizdă, că visul era să mă împac cu Adriana. Fată, eu vreau înțelegere. Am încercat el. Deci asta e povestea spioană. Bă, cu proștii n-ai cum să te zici. Unii din familia lor ești proștii. Cu Adriana oarecum te înțelegi. Dar cu Cristina cu pula de fier nu te înțelegi. Cu Nea Costel Curvili nu te înțelegi. Că l-a urlat pe acolo pe rampă. Curvili! Curvili! La vreo două gagici după ce ne punea la treabă, făcea și pagă Nea Costel vreo 1,5 milioane pe femeia aia. Da, da, era cele mai bune. Le lingea mâinile la Curvili. Și mă întrebam, băi, Curvili astea pula mea, m-a scupat băieți. S-au frecat cu mine în mâna la pizdă. Și-au luat șervețelul și s-a șters pe pizdă. Poate nici nu s-a spălat pe mâini, că n-aveam apă pe acolo prea multă. Le lingea pe mâini, pentru că, mă, dai limb la pizdă, la Curvili. Dar, într-adevăr, dacă i-a dat 1,5 milioane, luam și eu vreo 300 de mii. 200-300 de mii și mă întrebă, e bine, dar ne fac, e bine. Nu contează, l-am până acostel, știu cât ați luat. Aia de ce? Eu când mă ca și cavalul, tu știi cum îl număr dintr-o viteză. Dar eu am zis, e bine, de fiecare treceam că e bine, știi? Oricum îi duceam soției mele, lui Adriana, ia fată. Nea Costel trebuie să-mi ia apărarea, dar ăla era ocupat cu Curvili și cu Bericea. Cu Bericioaica. Și trebuia bani de Bericioaică. Și era bine că dacă mi-e îndădea 200-300 de mii, zicea lui baba că i-a dat și lui 200-300 de mii și rămânea și lui ca și cavat, știi? Ca el verifica. M-am prins eu și eu țineam cu el. Era mare. Era cam handicap ăla. Cam. Și i-am zis, își face și el bani de cât o bere, cât o asta, că n-are voie să bea și ăștia nu-l lasă să bea. Și îl lăsa să bea, știi? De ce? Că era singura plăcere a lui, că nu mai avea pulă. De ce? Păi dacă urla atâta Curvili, Curvili, și aducea și el aminte de tinerețe. Și eu ziceam, ia afară, șpaga lui băiatul. Făceam și noi odată pe lună, odată la două săptămâni, tot șpagă de asta. Oricum era muncă mult, nu era prea șpagă, aia de ce nu era? Nu era cu bon cu asta, dar lucrarea costă foarte mult. Marian e original, adică e foarte inteligent. E aproape genial. Și Ali. Și am vorbit ieri, am dat dimineața în telefon. Nu era dimineața, era cam pe la 11. Ba nu, era cam 11. Și îi dau eu telefonul ăla. Bună ziua. Ăla, bună ziua. Când colo, eu am crezut că e Marian, dar mi s-a părut ciudat. Chiar mi s-a părut ciudat și ca să mă grăsesc. Salut Mariane, făci, nu, nu, sunt Ali. Făci, aaa, să merg cu celălalt, stai că tu ai crescut mare, el da. Făci, mai, deși mie, eu reproduc oarecum, aproape exact, deși mie, și vorbeam frumos cu toate. Deși mie, vreau să vorbesc cu Adriana. Făci, ăsta, Ali, nu, nu e acasă, a plecat cu Cristina. Făci, dar e foarte diplomat. Înseamnă că și este foarte bine. Faci eu, băi, nu știi când vine, faci, băi, nu știu. Nu știu la ce oră, nu știu. Faci eu, wow. În gândul meu. Și faci bine, mă, Alin. Ia, ok, bine, bine, salut, salut. Dar încheia convorbirea. Și după aia, pe la ora, mă gândeam, bă, să dau pe la 7-8, și că nu doarme. Dar faci eu, stai puțin că nu e acasă. E la casa ei. Normal, femeie, pula mea, e și acasă ei. Numai că ăsta n-a vrut să mă mintă sau astea. Dar nu putea să-mi spună care e casa ei, pentru că i-am trecut acolo. Băi, vizitez copilul meu, din nou. La domiciliu, lui Măsa. Reclamant. Era reclamant. Ca să folosesc termenul. Nu știu, nu, am avut șoapele, m-am crezut că nu sunt. Nu era. Și
nu știu unde domiciliul reclama ta. Deci, se tăne imposibilitate. Deci, am dat telefon seara. Era cam 5 și ceva. Bună seara! Să ai un bună ziua! Și răspundea. Ce vrei? Nu m-am prezentat, sunt Dan Răducu. Ce vrei? Fac eu... Vreau să vorbesc cu Adrian. De ce? Fac eu, nu știți de ce? La revedere! Și bam, i-am închis telefon. A, mi-a zis în prealabil. Nu e acasă. Așa. Și după aia, de ce? Fac eu, tot aia, să-i bag pula în gură, cum îi băgam, să-i bag pula în pizde și în cul. Să te vedesc așa, să iau de păr și să o bag cu botul la pulă. Ce dracu vreau să zic? Să mă întâlnesc și eu, să văd fata, poate cum zice ăsta, pe teren neutru, sau la domiciliu, ei ce, îi văd bărbatul, îl fut în cur, îi dau muie, poate îi place, mă. Vă e frică, ce, lola e frică că o despart? Ce, ăla nu mai are pizde la viața lui, aaa, corăsan din spinar, gata. Pa! Nu mai dau telefon niciodată în viața mea la proști și nebuni de căcat. De ce? Gata, am aflat. Sunteți de căcat original. Ce pot să zic? Fata mea o să vină la mine. Mă caută și vine. E vocea sângelui de telenovel. O să plictisească de poșnile voastre. Da? E foarte deștept cum o să zică, mamă ce bășinoși sunt ăștia, mamă ce pute aici.